Domnilor, o aniversare. Mâine ziua lui, dar e bine să le-i dăm pripă. Nu-l lăsa cumva. Mâine, poimine, nici nu mai știu când e acum, o să aflu. Pe 6 e. Pă când e ziua, șeful? Când e ziua ta? Doamnelor și domnilor, este ziua lui Cătălin Crișan, așa că îl vom sărbători. Să trăiți! Să trăiți, maestre, la mulți ani! Ziua ta! Dacă încă n-avem voie, nu? Nu mai știu. Ce anume? Da! Suntem în direct? Da! Păi așa zic, încă n-avem voie, nu? Să ne îmbrățișăm. N-avem voie să ne îmbrățișăm. Am înțeles. Dar avem voie să luăm torturi de ziua ta. Wow, ce frumos e, mulțumesc. Mamă, ce frumos e, mulțumesc. Deci când e ziua ta oficial? Mâine? Poi mâine. Poi mâine. Poi mâine. Nu știu de ce interesese meu că e mâine. Pe 6 februarie. E 3 zile atunci. Da. 3 zile și 3 nopți. Să trăiți mai salutăm pe toți. Știi cum mi-am adus aminte că e ziua mea? Ah. M-am uitat la buletin și expiră exact pe 6 februarie. Zic, a, e bine. Vorbesc serios, ți-l arăt. Da. Foarte bine, te rog să iei loc, Cătălin. Zice, e ziua ta. E foarte frumos. La ce te gândești de ziua ta? La ce mă gândesc? Mă gândesc că am avut o perioadă foarte grea, Cristi. Alaltă ieri mi-am înmormântat cel mai bun prieten, adică cățelul meu. Dumnezeu să-l ia. Și a fost o lună groaznică. Groaznică cu suferință. Atac cerebral, cu multe. Și m-a ajutat Dumnezeu să trec pe treaba asta. Am jurat că nu mai mi-au la ce am suferit eu având câine de la un an. Vai de mine. Și i-am zis, Doamne, dă-mi un semn dacă să mai miau, să nu mai miau. La un moment dat zic, nu pot să le eutanasiez, nu pot. Da. Nu se chinuia, încă n-avea perioada aia de chin. Pentru că stările la când faci epilepsie, tu nu știi. Da. Dar tu ca stăpân când vezi, te ia de la stomac, știi? Și zic, Doamne, ajută, dă-mi un semn că nu pot să-l omor, ce să fac? Deja nu mai putea să respire. Și rugasem deja doctorul la ora 16, că nu putea mai devreme, că avea operații, să vină să le eutanasieze. La 12:20 l-a luat Dumnezeu. Am jurat că nu mai îmi iau. Sunt foarte multe coincidențe cu ghilimele de rigoare. Și astăzi am cățel, am luat altul ieri. Și de fapt m-a întrebat ce-mi doresc. Ce-mi doresc deja s-a împlinit. Mi-a dat Dumnezeu și Sfânta Fecioară Maria, mi-au dat un semn că există pentru ei. Pentru că exact la momenturile potrivite mi-au luminat capul. Foarte frumos. Doamnelor și domnilor, prin urmare Cătălin și-a primit două cel frumos, un cățel, rasă. Nici n-am știut că există. M-am intrat pe net și am văzut caracteristicile. Așa. Se numește Border Collie. Ah, e frumos Border Collie. Cum îl cheamă? Zeus. Ca și pe cel care a murit. Doamnelor și domnilor, Zeus este o permanență în viața lui Cătălin. Pe de altă parte, trebuie să vă spunem că în acest moment avem ocazia, Cătălin o să aibă niște mari surprize, astăzi îl lăsăm în pace. Să vedeți imagini pe care nu le-ați mai văzut niciodată, dar niciodată. Hai să vedem Cătălin cu o piesă foarte cunoscută, dar pe scena Teatrului Național din București. Gata, știu. Emi Drăgoi, maestru Emi Drăgoi, m-a invitat la Teatrul Național să cânt câteva piese, nu știu, 5-6, în recitalul dânsului. Al lui, că noi suntem prieteni. Este considerat, pentru cei care nu știu unde mă uit la trei, unde mă uit, este considerat de către francezi cel mai mare interpret de muzică jazz la acordeon din lume. Și i-am zis, zic, te las să orchestrezi cum vrei tu piesa, piesele doar să le recunosc. Și mai bine ascultăm. Hai să vedem, doamnelor și domnilor, dacă pleci într-o interpretare unică, să o ascultăm. Thank you.
doamnelor și domnilor, când era aici? Când era? Acum 2 ani. Foarte frumos. Da, da, a fost... Eu totdeauna mi-am dorit să pășesc pe scena Teatrului Național. Mă rog, eu terminând Institutul de Teatru, am zis, bă, poate ajung cu piesă, dar e puțin probabil. Chiar dacă scris o piesă de teatru și am jucat-o, dar nu la Național. Și iată că am ajuns datorită lui Emi Drăgoi. Un moment de magie a fost, doamnelor și domnilor. După pauză trebuie să stați, pentru că... Nu știu cum o să fie cu Cătălin emisiunea asta, se vor întâmpla lucruri, o să vedeți. De bine, de bine, că e ușor încruntat. Bine, nu, bine, e de bine. Bine. Foarte bine. E foarte bine, o să vezi. Stați cu noi. Ioan Cătălin Crișan. Mulțumesc, mulțumesc. Veșnic tânăr și ferice, te rog frumos să te uiți la... Nu e adevărat. Nu am fost veșnic și ferice. Veșnic, dai seama, să fii ferice, n-ar mai avea sens viața, nu? Stai așa, hai să vedem cine ne... Pe ce, să mă uit la mașinile astea? Uite-te la mașini, că s-ar putea să vezi ceva interesant. Una, două, trei și... Să vedem. Mulți ani, tata! Te iubim foarte mult și îți urăm multă sănătate. Să ne faci mândri în continuare. Exact, să te vedem cântând în continuare pe cât mai multe scene, poate la nivel mondial, dacă se poate. Să ai inspirație în ceea ce privește muzica. Să o compui la fel de frumos. Cum am făcut-o până acum. Exact. Și iartă dacă am fost cam nebun. Așa, exact. Da, cu cine să semănăm? Cu tine semănăm. Așa că la mulți ani încă o dată. La mulți ani și te iubim mult. Te iubim mult. Surpriză mare, da. Mare surpriză. Ai văzut? Stai. Da. Hai că mai avem niște fotografii frumoase. Vorbește despre ei privindu-i în aceste fotografii. Nu bine avem... să cred ce mari s-au făcut. Ai văzut? Dar eu mă uit la el. Mă, este băiatul tău 100%. De seamănă cu tine în anumite momente. Absolut, da, fantastic. Da, și mă bucur că deja are părul mai... aici e Sala Palatului. Duetul de la Sala Palatului. Acum 3 ani când mi-am sărbătorit 30 de ani de carieră. E? Aici sunt ei. Hai că ei. Faci copii frumos, jur. Aici? Aici este Daria. Foarte frumoasă fotografia. Aici e Raris. Când, Raris mic, cu Daria mică. Ea cu grijă. Uite tot ce dragoste ei, tot ei, da. Eu mai am o fetiță, Lara. Știu. Dar uite, dar ce... n-aveți poze. Uite, și tot ei doi sunt. Să iubesc așa cum să iubeau atunci, așa să iubesc și acum. Nu știu, mare lucru. Habar n-am că avem noi pozele astea, nu? Asta, pe asta nu am știut. E? Ia uite-l. Rupe inimile fetelor. Mai ales inelele îmi plac. Da. Eu sunt un fan. Da? Ce râdeți? Uite că râd tăticii. A? Da, uite-o. Tată pădania. De fată, frumoasă, talentată, este, greu, ușor? Este, talentată și este la Institutul de Teatru, a intrat printre primele și sunt tare mândru de ea. Îi iubești tare? Nu tare, îi iubesc. Cât, și cum, când îi iubești, ce faci? Mi-aș da viața pentru ei. Ți-ai da viața pentru ei? Pui mâna pe telefon, ce faci? Da, păi nu că pun. Și ce le spui, de exemplu? Îi întreb ce mai fac. Da, să știi și că când sună... îi întreb ce mai faci, ei ce-ți spun? Au trecut de nivelul ăla de bine. Da? Că ai o... Pe bune? Ce tare! Să nu mă rugezi, nu mă rugezi. La mulți ani. Doamnelor și domnilor, Cătălin are o mare surpriză. Vă dau cuvântul meu de onoare că n-am știut. Chiar n-am știut. Adică nu e făcătură, cum spune românul. N-au mai dat niciun semn de vreo 2-3 zile. Și zic, mă, ne vedem de ziua mea probabil. Dar nu m-am așteptat. Și mulțumesc, Cristi, mulțumesc echipei. Stai așa, vă rog să luați loc, că n-am terminat. Abia am început, stai jos. Deci, doamnelor și domnilor, ca să înțelegeți. Ei sunt de vreo oră și ceva pe aici. I-am pitulat într-un studio alăturat. Pentru că domnul mai merge, mai fumează, mai face, mai drege. Umbli pe aici. Eu n-am fumat niciodată. Nu? Mai puțin de un pachet. A, de zi, da. Bun. E momentul acum, pentru că a primit, v-am spus, eu ți-am spus că ziua asta, dacă tot ai ieșit din casă, o să ții minte. Da. Vă rog să-mi vorbiți despre acest domn Cătălin Crișan. Vreau și eu să-l cunosc mai bine, Dari. Prea multe. Tu mă cunoști mai demult decât mă cunosc ei. E adevărat, dar ei te cunosc mai bine. Corect, wow. Tu îți dai seama? Da. Uite, Cristi are 64 de ani, eu fac 54. Deci el a fost... Da. Nu mă mai cheamă niciodată, exact. Îți dai seama? Pe mine oricum mă țin aici, mă pun două proptele să stau, că altfel nu mai stau. Nu știi ce e spatele fotorii. Exact, un mecanism de proptele, între. Deci, să lăsăm copiii... Ia, lasă copiii să vorbească. Deci, despre tata. Ce să mai spunem ceva ce nu se știe? Adică, are el o vorbă. Este nebun bun. Este un nebun bun? Da.
cum face când vă răsfață, cum vorbiți voi cu el, cum e el. Da, dați-mi, acum vreau să aflu tot despre... Dar să știi că nu prea e răsfăț, nu cred că au ce să zică. Nu e răsfățul ăla... Da, cum e? E un răsfăț foarte smart. Adică? Adică nu am fost crescuți fiind aroganți sau mereu să știm că ni se va da totul pe tavă. Mereu a fost vorba de a fi muncitori, de a privi lucrurile... Și a primit ceva în schimb. Muncești, primești. Nu, da, dar exact. Ei au fost copii cu minți, adică n-au vrut luna de pe cer niciodată și au știut că nu suntem miliardari și dacă eram. Nu, adică faci, primești. Nu faci, nu primești. Nu cum e în ziua de astăzi, că le dai telefoane, le dai geci, le dai mașini și... Așa e. De când nu v-ați mai văzut? Eu am fost în sesiune de destul de mult timp, nu știu. O lună, cam așa. Cam așa. Vorbiți la telefon? Se spune sau nu se spune te iubesc între voi? Se spune, de fiecare dată. Nu e o problemă. Descrie-mi-l, te rog, pe Cătălin Crișan. Știu. Nu, că eu îl știu așa, el este artistul, el e smart, el e sensibil, dar este un tip puternic. Este foarte amuzant. Da, asta vreau să zic, este foarte amuzant. Râzi și cu el. Mereu când ne vedem că știm că o să râdem foarte mult. Nebun. Sunt glume smart. Auzi, dar ce înseamnă smart? Inteligent. Smart? E mașina. E cuvânt dacic. Știi că George Pruteanu... Iezure, barză, George, smart... George Pruteanu zicea, mă, nu mai luați astea, cool, smart, nu știu ce. Dar e frumos, e generația lor. Să noi trebuie să ne adaptăm la ei. Problema este că noi trebuie să înțelegem pe ei, nu e pe noi. Nu e niciun fel de problemă. Ziceți-mi un moment frumos cu voi și cu el, care vă vine în minte, Raris. Mie îmi vine momentul când l-am văzut jucând. Deci a fost prima oară când l-am văzut jucând teatru, piesa de teatru, da. Da, da, da. Nu în viață. Da, da, da. Da. Și mie îmi plac foarte poate mult filmele. Poate avem chiar câteva secvențe și le putem. Te ascult. Nu, vorbește, mie te rog. Îmi plac foarte mult filmele. Și mie. Aici m-am moștenit. Da, sunt mare amator de filme, da. Și am râs în hohote. Asta este piesa. Da, trebuie să ascultați momentul acela, să nu fie din off. Aici era final. Da. Hai să vă explic. Deci e vorba de Cabina actorilor, o piesă scrisă de către mine, doamna Olga Delia Matescu, Tudorel Filimon, Alexandra Sălcean, eram la Excelsior. Da. Și aici, uite-o și pe Natalia Guberna. Așa este. Ovidiu Ioanițoaia în spate, familia Munteanu. Și? Și am scris această piesă. Și am aici sunt părinții mei, mama mea, Daria, tatăl meu, da, George Nazis, uite-l acolo. Foarte frumos. O piesă scrisă de către mine. Și când l-ai văzut pe tata în piesă... Foarte mândru m-am simțit. Asta foarte cred că tare. Deci ăsta a fost un moment de mândrie. Da, ți-ai făcut copilul fericit. N-am știut că piesa are, uite ce mic era. Și Daria era mai mică, normal. Practic această piesă conține trei, fiecare personaj joacă trei roluri. Da. Dar marea majoritate a rolului pe care mi l-am scris a fost de imbecil. Pentru că fiind... Cum s-a întâmplat? Și de handicapat, de oligofren, așa mi l-am scris. De asta mi-a plăcut foarte mult. Da, știi? Adică uite-l pe tata în rol de imbecil, smart. L-a jucat foarte bine. Și... Parcă nici nu l-a jucat. Noi așa ne tachinăm, da. Dar vreau neapărat să dați momentul la două minute are, dar nu putem vorbi peste. Nu. Se poate. O să-l dăm imediat. Vreau să aud și pe Daria și după aceea vedem momentul. În un moment? Da, un moment minte? Așa. O să trec în altă zonă și anume atunci când ne jucam noi în curte, ne jucam de-a polițistul. Noi eram cu trotinete, cu biciclete și cumva mereu ne prindea poliția. Și el era polițistul și era foarte amuzant, pentru că mereu găsea altă scuză pentru care ne-a oprit. Păi ei distra și mă puneau să spun povești. Da, noaptea asta. Da. Iar alea le-am... Inventat pe toate. Le-am terminat repede cu albă ca zăpadă. Da. Plus că mie nu-mi plac poveștile, ai văzut la noi? Acesta e momentul? Da, trebuie să le Hai, îl dăm de la început, imediat. Bun. Altfel nu poți. Am înțeles. Și tu, având experiență multă cu poliția că te-a oprit, aveai toate motivele de lume să oprești copiii, nu? Da, și inventam și povești și râdeau de rupeau pământ. Excelent. Tâmpenii. Revenim la Daria și la Raris. Ia să auzim momentul. Ești mare, bă, nu? Nu. Mai păcălit.
La un moment dat aveam impresia că ești proastă. Dar nu ești proastă deloc. Oricum ai spus-o mai tăpei. Vă mulțumesc, domnule. Dar dacă nu vă supărați, da. Ce anume sărbătorim? Vezi că nu ești proastă deloc? Ce sărbătorim? Două evenimente de maximă importanță. Două? Da. Păi, zile, să le auzim. Da. În primul rând, să ciopim pentru că pe data l-a părăsit Aman. Care-i al doilea? Ești pregătit? Milule! Auzi, de când îi spui tu lumii, Milu? De aproape... De 3 ani de... Cum? Da, noi... Hopa, hopa! Mă, dar știe? Cred că bănuiește, da. Bănuiește, da? Da. Dar eu de ce n-am bănuit până acum? Era ocupat cu scop. De 3 ani vă iubiți, da? Da. Nu, da. Nu, cu tine vorbeam. De aproape 3 ani nu sunt chiar. Da? Și există și un plan de bătaie. Asta e bine. Ne căsătorim, domnule. Oh. Vă căsătoriți? Așa! Dacă nu vă e cu supărare, eu cât trebuia să aflu? După! Vă las cu cuțul la caua! N-avem ceva de băut tare în casa asta? O pot! Da, perfect! S-a stabilit și data nunții? Oh, de mult! Nu, de mult! Acum, recent! Și, zice, când e nunta pe paraule? Mâine, domnul, e nunta! Mâine? Așa târziu? Da, frumos, doamnelor și domnilor! Da. E o secvență așa cum nu l-ați văzut pe Cătălin, așa cum eu mai sunt privilegiat în egală măsură. Să știu că, plecând de la secvența asta, Cătălin este un om iubit, o cunosc pe persoana care îl iubește pe Cătălin și pot să spun că este un om norocos. Și eu sunt norocos cu persoana. Tu ești un om norocos. Ah, credeam că ea. Ea este o femeie foarte norocoasă. O pupam, e o doamnă absolut extraordinară și o femeie minunată. Da, așa este. Bun. Mare bucurie mi-ai făcut cu ei în primul rând și cu aceste... Chiar da, mulțumesc. V-am spus că nu o să-i fie simplu astăzi. Ziceți-mi, uite, fii atent, deci voi trebuie să mi-l descrieți în 3-4 cuvinte. Hai să facem unul cu unul. Hai să ne completăm. Da. Nu vreți unul cu unul? Așa, cum vreți voi. Să zic eu de mine? Nu. Zicem de tine, măi, ei despre noi doi. Ok. Hai să zic, ok. Da, începem. Am tăcut, gata. Sensibil. Ok. Inteligent. Nu vreau să mă repet. Aș fi zis amuzant, dar nu vreau amuzant, să... Amuzant, nu, se pune. Ok, bine. Da? Se adaptează foarte ușor. Adaptabil. Da. Tuturor situațiilor. Și rezolvă... Și e foarte îndemânatic. Da. Îndemânatic? Conduce foarte bine, da, de exemplu. Conduce foarte bine. Joacă tenis. Joacă, exact. Asta cu tenis am auzit? Tenis, polo. Am făcut multe la viața mea, da. Foarte frumos. Da, să nu crezi că sunt îndemânatic în casă. Adică dacă se strică ceva sau trebuie să repar, să alege praf. Îți dau cel mai bun exemplu în 10 secunde. Perioada de pandemie, mi-am pus ulei să-mi fac și niște cartofi prăjiți. Vorbeam la telefon la un moment dat că m-a sunat cineva. A început ăla să ardă uleiul și era cu capac. Așa. Și eu, băiat deștept,
că a zis inteligent. Dar să mai înșală și ei, că s-o obosiți după cursuri. După. Am dat cap acolo o parte. Și în momentul ăla a luat foc hota, au luat foc perdeaua, a luat foc dulapurile. Toată bucătăria. A ars toată bucătăria. E rău. Deci m-a costat să repar bucătăria, deci m-au costat vreo 2500 de lei porția aia de cartopresi. Apropo de îndemânare. Da, mai bine făceai o comandă pe cuvântul. Nu? Îți dai seama câți cartofi prăjiți mâncam de 2500 de lei? Nici eu n-am treabă în bucătărie. La ce-l moșteniți pe Cătălin? Da, asta chiar sunt curios să zic. În primul rând, la talentul muzical. Asta clar. Asta clar. La umor. Deci avem... Sper. Nu? E mai amuzant decât noi. Da. Da, dar eu am alt gen de umor. Da, da. Eu am un umor subliminal, adică nu-ți dau bancul pe față. Aia, clar. Trebuie suntem să ai o anumită ironici. Pregătire. Da. Suntem ironic, foarte ironici. Cu... Exact. Da. Exact. Și unii se prind, unii nu se prind. A, unii zic că ăștia se ceartă, nu? Da, da. Excelent. Uite, îți dau un exemplu de banc. Unde trebuie să te prinzi cât de cât. Așa. L-am zis de la vreo 4 inci, 3 n-au râs. Așa. Un tip zice, am uitat lampa de pe noptieră, azi noapte, am uitat-o deschisă. Cum? Știu, fac știu. Miliardari. Da. Înțelegi? Da, da. Unii da. Au râs, unii nu, că l-au înțeles. Foarte bun. Foarte bun. Apropo de ce ne vin la, ce ne vine la curent. Știi? Corect. Bun. Deci, tu ce zici? Ce ai moștenit? Moștenim tot ce am spus mai devreme, cred. Adică umorul, talentul, și îndemânarea. Simțul ăsta mai liber, mai... Să nu pui la suflet tot ce se spune despre tine. Asta e foarte important. E regulat. Este bine că ei și-au însușit treaba asta, pentru că eu să nu pun la suflet ce... Nu ne-a arătat nouă. Da, am învățat acum vreo... Eu împlinesc 54 duminică, deci acum vreo 6-7 ani am început să nu mai pun tot la suflet. Asta e lecție grea. Dacă reușiți de acum, e nemaipomenit. Prin sfaturile pe care ne-a dat, noi asta am înțeles și asta am aplicat. Asta e un lucru foarte mare. Mai aveți un minut, dacă aveți ceva să-i spuneți. A cui moment? Dar ce, plecați în străinătate? Nu ne mai vedem? Ok. Deci, dacă mai aveți ceva să-i spuneți, a cui moment? Știi cu de-alea? Vezi că am luat 100.000 de euro, vezi că am făcut ceva, știi, m-am căsătorit, chestii de genul. Glumesc. Am văzut piesa de teatru de asta, nu? Deci, dacă aveți ceva să-i spuneți, după care o să-l puneți să cânte, ca așa îi trebuie de ziua lui. Ce facem după? Ce vreți voi? Mergem undeva. Mergem undeva, mă. Merge. Gata? Gata. Da? Păi eu am întrebat, eu am răspuns. După piesă o să aflăm și unde merg. Mă negociez cu copii, cu acești oameni absolut minunați. Cătăline, mândru să fii tată. Sunt foarte mândru. Hai să cântăm. Ha. Ce cântăm? Este o melodie scrisă de mult, dar se referă ce mi-aș dori de ziua mea. Că m-am ce ți-ai dorit de ziua ta, da? Uite, o să afli acum. Du-te acolo. Îi luați ceva de ziua lui? Surpriză. Nu spunem aici. Deci o să mai ai o surpriză. Luați și niște medicamente da? De... Da? Da? După pauza. Stai să vedem. Cântă Cătălin Crișan și după aia vedeți.